Nu pot să cred, nu, asta nu e real. Deci asta nu e real, bă. Bă, îl cheamă Păsărică Alexandru Dic, bă. De cum, bă? Salut, bă, șacalilor, ce faceți? A început fricuț afară, dar în căsuță e cald și bine. Am pornit și șemineu aici și suntem gata de un clip nou. Am revenit frumos, bă, așa că sunt activați clopoțelul așa, bă, bum, ce așa frumos. Cu alea acolo, bă, să primim notificări, bă, că acum aveți școala asta, bă, și mă nebunești și mă doare mai tare pe mine decât pe voi, bă. Da, ca să știți, pe YouTuber îi doare mai tare că voi aveți școală decât vă doare pe voi că aveți școală, bă. Mihaiță, Măriuca, astăzi facem un clip cu nume foarte ciudate, da? Că tot avem revenirea asta în forță, bă, avem un sponsor, bă, pentru clipul de astăzi, bă. Și anume World of Warship. Dacă n-ai auzit de World of Warship, deși e imposibil, hai să-ți explic eu ce e. E un joc online unde tu cu nava ta de război lupți pentru a învinge alte nave de război controlate de alți jucători. Poți să joci singur, să fii tu șeful pe mare, bă, sau poți să strângi prietenii și să fiți șefii la luptele pe mare împreună, bă. Poți să-ți personalizezi nava și poți să upgradezi performanța să fii cea mai bună. Bă, șacalor, am încă două vești super bune, bă. Ați văzut ce grafică superbă are jocul, nu? Ei bine, e gratis pe calculator, bă. Mai mult decât atât, dacă te înregistrezi pe linkul din descriere, primești un pachet uriaș de 25 de euro, bă. Da, asta merge doar dacă folosești linkul pe care ți l-am lăsat în descriere. Pachetul conține 200 de dubloni, 2,5 milioane de credite să-ți faci nava bombă, 2 supernave, 7 zile de premium și multe altele. După clip mă bag și eu să mă joc o leac, așa că folosește neapărat linkul din descriere să te înregistrezi și hai să vedem care e șeful pe mare. Acum, Lucica, hai să vedem care sunt cele mai nasoale nume din România, bă. Din România, bă, să vedem care sunt cele din România. Joacă bine, Mirel. Eu o joacă bine, Mirel, bă. Bă, nu, joacă bine, treci la tablă, băi, joacă bine, bă. Ia uite-l pe Mirel aici, ce forță e Mirel, e tare rău de tot. Îți dai seama dacă acest Mirel joacă bine, joacă bine fotbal, cum îi zici? Mirel joacă bine fotbal, dar dacă Mirel joacă bine, joacă rău fotbal, bă, ce facem? Zici acolo că Mirel joacă bine, joacă rău fotbal. Doamne, ce porcărie. Să vină directoarea la proful ăsta de sport și să zică proful ăsta de sport, da, păi joacă bine Mirel, joacă rău fotbal, na, e unul dintre playerii proști, ce să facem? Bă, știu că ai voi că dacă ți-e rușine de nume sau dacă chiar i-a pus să-l schimb, dar bine, nu poate să-ți fie rușine de joacă bine, dar mă gândesc ce-o fi fost în capul lui tasă, bă, când o mers acolo să-i scrii numele, bă, nu-ți dai seama ăla, bă, care strece numele acolo când aude Mirel, ok, și mai cum joacă bine? Poftiți? Joacă bine. Cine joacă bine? Nu, așa să-l chemi, joacă bine. Următorul nume, Ispilante Sentiment Bruce Lee. Trebuie să vă uitați mai îndeaproape la el. El este Sentiment Bruce Lee. Deci numele de familie este Ispilante și pe el îl cheamă Sentiment Bruce Lee. Chiar are față de Bruce Lee, așa, știi, cu barba făcută așa, știi, ca 50 Cent, știi? Pe lângă Sentiment îl mai cheamă și Bruce Lee, adică dacă îl super bam, ți-o dat-o la Sentiment, ai prins? Deci trebuie să-mi lăsați în comentarii cum vă cheamă, bă. Că-s curios cum vă cheamă pe fiecare dintre voi. Eu citesc toate comentariile și dau inimă, bă. Parcă oricum n-aș vrea să mă pun cu un așa domn să-l întrebe acolo cum te cheamă. Bruce Lee, bă. Bruce Lee mă cheamă. Și mai cum? Sentiment. Deci puteți să-mi spuneți numele și prenumele dumneavoastră? Ispilante Sentiment Bruce Lee, bă, de câte ori trebuie să repet? Păi cum mi-a zis mama în viață să nu repet niciodată, bă? Păi cum dacă mai zic, bă, da, așa dau ca Bruce Lee, nu mai comentam. Vai de capul meu, pe ăsta-l cheamă Foldy tău sau vine tu, bă? Vai de capul meu, cum să-l chemi cu W, a pus, bă, vine tu, bă? Cu tot respectul, dacă nu știam, nu mi se părea așa amuzant, dar am auzit de la mama, bă. Nu știi cine-i vine tu? Păi hai că vi-l arăt eu pe vine tu. Ăsta-i vine tu, bă. Ăsta-i vine tu. Mi-amintesc, bă, că zicea maica mea că a citit cărțile lui Carl May sau cum i-a chemat pe ăla cu vine tu, bă, că ăsta e indian, bă, și era indien, bătăi între indieni, bă. Și cred că mama lui Foldy Tosa o fi citit și ea o carte din ăla și o văzut pe vine tu acolo și cred că i-a plăcut foarte mult cum a făcut vine tu în carte. Și zice, ia să numesc eu pe fiul meu vine tu. Dacă stăm așa să ne uităm, oare cum seamănă? Pigmentul pielii este la fel, poate indian și el. Unde s-a născut? În Timișoara. E, Timișoara, vestul să tot pe acolo, vestul sălbatic, Timișoara, same shit. Vezi că îi făcea prin casă, vine tu, hai la masă, s-a făcut la masă. Da, 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 adevărată distracție în casa domnului Foldy Tosa vine tu. Dar ești curios cum îi cheamă pe părinții, bă, care dau nume de astea, bă. Poate e o răzbunare, bă, dacă te cheamă Căcănescu, trebuie să-i dai și lui fii tu fratele de asta cu Sentiment, cu vine tu, știi, ca să te răzbun, pierde și nu ți-a făcut nimica. Ia vezi-l pe ăsta, bă. Cojocaru, Tom, Mac, Bill, Bob, Constantin. Tom, Mac, Bill, Bob, Constantin. Știi cum e, bă? Zici că o căzut așa mingea și eu pus numele, ia. Constantin. Acolo când îi trece numele, da? Deci cum să fie, doamnă? Cojocarul și mai cum? A, sigur, dați o secundă, ia să vedem. Constantin.
Caterin. Au apărut nicio Caterin, că bă, dar Tom, Mac, Bill, Bob, Constantin, nu înțeleg și cu toate sunt cu linia așa, știi, cu de-aia între Tom, Mac, Bill, Bob, Tom, Mac, Bill, Bob. Deci că au făcut emine, mă, leacă de rap așa și au scris ăștia repede, hop, Tom, Mac, Bill, Bob, bim, bam, bum. Parcă văd când se prezintă, zice Cojocaru, Tom, Mac, Bill, Bob, Constantin. Nu vă supărați, n-am auzit, puteți să mai repetați o dată, vă rog frumos. Desigur, numele meu e Cojocaru, Tom, Mac, Bill, Bob, Constantin. Parcă mă mândresc că mă cheamă Lucian, Luci, Muci, Buci, dar nu-i Tom, Mac, Bill, Bob, Bam, but when, should, when, and why, when you good, God, Constantin. Deci stai, leac, eu nu pot să cred că este așa ceva. Auzi mișto ăsta cu vacă grasă vergini cavere, dar nu credeam că e real. Deci numele de familie este vacă grasă legat, nu pot să cred, bă, nu pot să cred, vacă grasă, bă. Bă, măcar de era ca Tom, Mac, Bill, așa o linie de-aia între, dar vacă grasă, bă. Înseamnă că și pe măsa o cheamă vacă grasă, dar stai, o leacă. Dacă o lua numele de la Tasu, dacă pe Tasu îl cheamă vacă grasă Mihai, bă, poate pe Tasu îl cheamă Bogras Mihail. De unde să știm? Și o mai pus și Verginica Vere, măcar de-i punea, nu știu, Andreea, frate, și ceva să scoată așa la lumină numele Vere. Altfel suna vacă grasă Andreea, vacă grasă Sofia, vacă grasă, nu știu, altceva, știi? Dacă îmi pui un vacă grasă și trântești o Verginica Vere, ai făcut sandwich, bă. Ce culmea cum face viața dacă ne uităm mai atent la fața ei, nu era nici cea mai floare, era un pic văcuță grăsuță, știi, era pufoasă. Era nici cel mai mielușor așa, era un pic cu fălcuții, știi, adică nu că mai au, dar na, se potrivește numele. Cred că ea era sinașcul de astea, mă rog, și eu, adică cred că cu tot, nu știu, dacă voi aveți alt nume care vă place, uite, pe mine mi-ar plăcea să mă cheme, hai și Lucian, să mă cheme Paul, bă. Mie îmi place numele Paul, bă, sună bine Paul, frate, așa, Paul, știi, sună bine. Dacă am Paul, Pauline, Paulene, Paulici prin comentarii, vă salut, cine o urmărește, vă pup, Paule. Dacă mă cheamă Mihăică Lucian, nu mai era bine, sau Lucian Mihăică, da, măcar dacă era Paula, era altceva. Mai nu pot să cred, n-ai nicio șansă. O cheamă Dino, mă, ca numele de familie. Pe prenumele o cheamă Miss America, bă, o cheamă Miss America, bă. Tu-ți dai seama, bă, să fii din Dorohoi, bă, și să te cheme Miss America, bă. Nu ca așa ceva cu Dorohoiul, că știu că sunt oameni care mă urmă, dar Miss America din Dorohoi, adică vine așa, bă, măcar Miss Dorohoi. Dar poate s-a născut în America și a făcut de-asta buletin pe România. Pe tasul cheamă Mihai și pe măsa o cheamă Mariana, bă. Cum pe măsa o cheamă Mariana și de ce îi pune Miss America, bă, la fita, bă? Se stinge focul ăla din spate, bă, când aude de-astea, bă. Îmi cade părul și mai tare, bă. Na, nu sunt măsură să comentez, dar pot să fac așa un mișto, bă. Bă, da, Miss America, bă, de unde vin imagini, de unde? Nu pot să cred, nu, asta nu-i real. Deci asta nu-i real, bă? Bă, îl cheamă Păsărică Alexandru Dic, bă, de cum, bă? Deci vă dau cuvântul meu de aia că este imposibil. Deci este imposibil. Da, asta cu Alexandru am înțeles, Alexandru și Andrei sunt mulți, ok. Bă, Păsărică, hai că na, Păsărică, cam greu, bă, Păsărică așa. Bă, da, Dic, bă, de ce, bă? Bă, de ce, bă? De ce l-ar chema așa, bă, de ce, bă? E și moldovean de-asta de-a meu, din Iași acolo, Bacău, Iași cam aceeași, dar Păsărică, bă. Păsărică, cu tot respectul, dacă mai trăiești, dacă ești bine, sănătos, sper că ți-ai schimbat numele, Vere. În România nu prea poți să mergi cu numele ăsta, dar nici în America, bă, în Anglia, astea, să te cheme așa, Dic, bă, pe bune. Săracu, bă, tu-ți dai seama, e bebeluș, bă, și 30 de ani mai încolo afli că te cheamă Păsărică, Alexandru Dic, bă. Bă, Dic, bă, poate vreau zic că Dani, bă, și-o înțeles ăla prost, bă, poate pe bune. Poate Doni, știi, și-o înțeles Dic, știi, și-o scrie Dic în loc de Doni, știi, o chestie de genul. Nu se poate, bă, dar vă bate joc de copii, bă, dar puneți-le nume frumoase, bă. Am înțeles, pe masă o chema Alexandrina și-o ținut să fie Alexandru, Alexandrina, Alexandru, știi, cred că asta a fost o plăcerea lui măsa. De plăcerea lui tată său de-l chema Antonia, au zis să fie, bă, Dic, așa vreau, că așa vreau eu, frate. Muiere, tu ți-ai făcut plăcerea, lasă-mă și pe mine. Și când e cocuță, așa ai zis, hai Păsărica, dormi, hai Dica, dormi. Mai avem unul, bă, dacă credeți că e gata, nu-i gata. Numele de familie Sava l-ați mai auzit, e un nume comun, am avut prieteni, colegi, am mai auzit Sava. Da, Sava Superman n-am mai auzit niciodată, veri. Superman chiar mai, adică Sava Superman, na, oricum arată bedes, adică dacă vă uitați, îi o leacă bedes, adică cred că are ceva de-asta supernaturală în el, unde are o putere de-asta, știi cum erau aia de la Twilight, opreau mașina, alergau mai repede, cred că și el, nu știu, are o chestie de-asta. Și provine din Ioan și Paulina. Vă, când 2013 e expirat buletinul ăsta, sper că din 2013 până acum au avut timp să fac o faptă bună măcar. Bă, măcar dacă te-a lăsat Dumnezeu pe pământ și a vrut ca destinul tău să fii, să te cheme așa, măcar să faci ceva în privința asta. Poate părinții cred că se gândeau, bă, ce bucuros o să fie fiul nostru, că poți să-l chemi Superman, toți copiii sunt înnebuniți după Superman, sigur o să-i placă. Ar fi super nașpa ca cercul lui de prieten să fie cu Marvel și nu cu DC și pe el să-l cheme Superman. Asta ar fi aiure. Cam asta e treaba cu numele, să fiți sănătoși, să vă bucurați că vă cheamă Vasilică, Mihăică, Ionel, Ionică, să vă bucurați, bă. Să vă simțiți bine, bă, că dacă vă chema Sentiment sau Joacă Bine, nu știu dacă erați așa de bine, bă. Ne-am revenit și pe canalul de gaming, îl aveți în descriere, bă, acolo sunt Niculeț, facem 200.000 de abonați, postăm Minecraft acolo, ne distrăm o nebunie, bă. În final, ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat. Bum, bum.